Cani, astăzi vom face un antrenament de tip circuit, dar veți vedea, vom avea o cu totul altă abordare față de cele pe care le-am prezentat până acum. În sensul că după fiecare post la care vom lucra, vom adăuga câte un exercițiu pentru platul abdominal, astfel încât să creăm un circuit și mai complex decât se face normal într-o sală de fitness. Suntem adepții acestor tipuri de antrenament și nu neapărat pentru că sunt în trend, ci mai degrabă pentru că în urma studiilor pe care oamenii de știință le-au făcut, dar și noi, a studiilor de caz pe care le facem în sala de fitness, am observat eficiența acestui tip de antrenament pentru tonusul muscular, dar și pentru tonusul general al corpului și în special pentru menținerea balanței a kilogramelor, da? Pe care cu toții le urmărim. Dar hai mai bine să vă arătăm despre ce e vorba, da? Fetelor, o să vreau așa, Flavia, ridici bara. Bun, o să vreau un set de îndreptări, da? Simple. Asta e. Genunchi ușor flexați. Vreau să-mi întorci sacul, pui palmele pe el. Haide, Mirona, arunci înapoi și ajungi în semigenoflexiune, da? Și continui să faci același lucru. Haide, hai Amalia, sus ganterele. O să vreau în aplecare un ramat, revii și ridicare în lateral. Și alternăm din nou. Ramat, exact, și ridicare în lateral. Hai, și bine, semigenoflexiune, ține coatele întinse. Foarte bine, Mirona, hai. Inspiră și expiră constant, da? Și mai mult coatele, mai mult coatele pe lângă trunchi. Bine, 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 bine. Haide, și 3, și 2, bine, 1, stop. Fetelor, vreau să ne așezăm pe spate, pe saltea, da? Palmele sub fesier, picioarele întinse. Asta e. Trag genunchii spre piept, ridic bazin, întind ușor diagonal. Și din nou sus, și din nou revin. Și din nou sus, și ușor revin. Foarte bine, păstrează palmele sub fesier tot timpul. De ce? Pentru că îți curbează și totodată îți protejează ușor partea lombară a coloanei, da? Capul ridicat, umerii la fel, ridicați, expir pe flexia genunchilor și inspir pe revenire tot timpul, da? 2, 1, stop, fetelor, vreau să schimbăm. Flavia, vreau să ajungi la sac. Miruna, vreau să mergi la gantere. Amalia, la bară. Haide! Și păstrăm aceleași exerciții, da? Haide! Stai acolo, imediat îți arăt. Ramat, bine. Întorci sacul, pui palmele pe el. Haide, palmele pe sac, palmele pe sac. Și aterizezi în semigenoflexiune. Exact, și bine. Haide, Mirona, exact, și alternezi cu fluturare lateral. Asta e, și din nou, ramezi, bine, și fluturare. Hai, și ține abdomenul tare când arunci piciorul spre înapoi. Hai, și 3, și 2, și 1. Bine, încă o dată, pe spate culcat, fetelor. Am genunchii sus, am călcăile sus, am mâinile la tâmblă, da? Exact, trag genunchii spre piept și rulez până ajung în șezând. Foarte important, nu coboară călcăiul. Sus și rulez, mențin în tensiune tot platul abdominal. Sus și revin. Și încă 4 repetări. Și bine, încă 3. Haide, și rulează foarte bine. Asta e, 2 și 1. Bine, și ultimul schimb, fetelor. Miruna, vino aici la bară. Haide, haide, Amalia, vreau la sac, da? Flavia la gantere, hai, hai. Și Miruna, ia-n bara, în aplecare, ai ramat, da? Hai, și Amalia, aruncă înapoi, în poziție de semigenoflexiune. Bine, și alternez, foarte bine, Flavia. Coatele ușor flexate pe ridicările în lateral. Acolo, și ține abdomenul tare. Hai, Amalia, mai în vână, și bine, 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 bine. Ține umerii acolo, și 3, și 2, și 1, bine. Și ultimul exercițiu pe spate culcat, fetelor. Acolo. Am palmele sub fesier, am picioarele la verticală, întinse, da? Vreau forfecări de picioare, întinse, alternativ. Hai! E un exercițiu foarte intens. Dacă simți tensiune în timp ce faci exercițiul ăsta pe coloana vertebrală, îndoi genunchii și continui să faci același lucru, da? Și 3, și 2, și 1. Bravo, fetelor! Mulțumesc!